tocmai să deschidem această seară cu un tânăr de talent, cu Marius Boldea, un pianist, care va interpreta puțin Ufa, puțin Beethoven, puțin o plăcere a reginei Elisabeta, de fapt a familiei regale, și îl invit pe Marius să ne spună ce anume. Bună seara, vă aștept cu eu, Sebastian Bach, pe lume și cu numărul 1, și din primul care am de la Tavicină de Gaia. Thank you.
puțin pentru că vreau să ne încadrăm într-un grafic puțin mai strâng. Îl invit pe Marius să ne scuze, dar va fi după cuvântul domnului și profesor Tana Popa. Ar vrea să menționez înainte că expoziția a fost o bucurie a casei și pe care am întâlnit-o pe autoarea cărții, fiindcă ne-a condus bucuria de a ne lansa cartea la noi. Și reprezintă, am spune, cele mai importante momente din viața și întâlnirile paste sau mai puțin paste ale familiei de tale. Sunt înfățișați și cuplul, sunt înfățișați de persoane din anturajului casei de tale și fotografiile sunt, sigur, un document neprețuit. Vă rog, profesor Tana Popa. Este implicat, sigur, o personalitate a culturii, nu mai vă prezint, pentru că știi când îl cunoaște. Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române ne-a onorat de deseori acasă și el cu cuvântul dânsului. La o asemenea temă, sigur, intelectuale adevărați. Domnul profesor. Mulțumesc, atât de legat, excelență lumea ambasador, doamnelor, conducătoarea de Casin Schiller și gazdele noastre, doamna Zimmermann, care alături de mine prezentăm aceste carte. În numele Fundației Carmen Sifan, demeată de nu pot să cerc peste lucrul ăsta, demeată de fructul de curând. A fost o lovitură bruscă să pregătea să vin aici, să participe la această întâlnire de principele Calțului, ultimul, e un descendent direct al al familiei, nu știu, deci un nepot al strănepot al lui Carmen Sifan, care a organizat această fundație, care cărui spirit însuflețitor este doamna Zimmermann, de s-a lucrat, deci se datorează enorme și seria de publicații și care ne-a făcut cinstea și mie și altor intelectuali români să ne invite să facem parte din bordul științific, cum să spunem acum, de comitet masiv științific al acestui așezament. Vreau să spun că am fost deosebit onorat, pentru că eu nu sunt profesionist cu istoria suporului 20. M-am ocupat de lucrurile astea și mai ales de familia legală de legii României încă din 1990, pentru că am vrut să ne aduc instituția la lămurirea unor chestiuni care erau acoperite de minciuni și de neadevăruri și de reformări cu totul neavenite. Și cu metoda mare pe care am deprins-o pe preiul mediu, am aplicat-o la lucruri contemporane și la lucruri trăite, mai ales totdeauna am spus că am fost foarte legat de această instituție a monarhiei, de copil. Prima mea amintire politică, noaptea teribilă, în 30 decembrie, când mi-aduc cu emoții aminte, când toată lumea era prinsă de disperare, de neliniște, ce o să se întâmple după alungarea majestății sale regiului Mihai. Și toți am crezut că într-o zi va reveni, într-o formă sau alta, care ce este infericire s-a întâmplat. Sigur că e cineva, regele României este o personalitate foarte asemănătoare la cea lui regele Carol al II-lea, Carol de I, care a întemeiat dinastia și care a fost pentru toți un model. Un model de care unii s-au apropiat, așa cum a făcut-o majestatea, de care, așa cum a făcut-o în felul său regele Ferdinand, bunicul regelui Mihai, așa cum a încercat să o facă în felul lui și în unele privințe cu rezultate frumoase, inspirate de aceste exemple, chiar și regele Carol al II-lea, cu toate greșelile care se cunosc, pe care le-am făcut în viața ca om. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre personalitatea, așa am fost rugat, despre personalitatea regelui Carol I. E o sarcină, sigur, copleșitoare, dar îl cunoaștem foarte puțin încă. Îl cunoaștem încă foarte puțin pentru că nu s-a scris destul despre el și nu s-a scris destul de adevărat sau destul adevăr despre Carol I.
Popa nu mai ajuns, pe adevărul lumea, adevărul înainte de toate. Trebuie spus în toată autenticitatea lui. Ori, dar s-au spus și multe neadevăruri, multe minciuni care au fost deliberate și multe calomnii. Și multe lucruri care trebuiau induse în spiritul public pentru ca să îndepărteze atașamentul față de ce a fost și față de ce a însemnat instituția aceasta a monarhiei, regalitate, regele României. Carol I a fost în timpul vieții lui și adulat, și adorat, și lingușit, și lăudat, și sobru, și cu demnitate, și servit cu devotament, și iubit, și detestat de alții, și chiar s-a acționat împotriva lui. S-a acționat uneori și o sfinție greu de imaginat. El a știut să-și păstreze echilibru suveran, avea de sute de ani, nu de câțiva ani, de prindere, dar conduce oameni și știa ce înseamnă asta în familie. Și era în același timp încadrat în atmosfera Europei contemporane, tatăl său, prințul Carl Anton de Hohenzollern Sigmaringen, care a fost mereu alături și are o corespondență extraordinară, care încă nu e cunoscută în întregul ei cu regele Carol, care îi dădea sfaturi, îi cerea sfaturi regele Carol și tatăl ei, de personalitatea care domină Sigmaringen, nu am fost acolo la Sigmaringen și am putut să văd. Sunt două personalități care domină și spune și el. Tu a spuneam și doamne, ți dar mai găseamă bine ea acolo, mai puțin decât la noi vii. Parcă îi plin Thomas Mann, că îi plin Cohai, ăsta e Alteță Regea. E un roman frumos de tot. O familie princeară care își continuă viața așa cum a fost, în aceleași reguli, în aceleași ceremonial și încrederea în valoarea unei instituții de stăpânești. Deși la Sigmaringen, când a fost și mi s-a spus la intrare, Unser Fürst, e țară tot acolo. Face și trece și le vindeau vin la turiști, la intrare. Orașul e dominat de aceste două personalități. Carl Anton, tatăl, și Carol I, fiu. E și un mare bazorelief, vine cu efigia lui Carol I, mândria lor. Mândria Sigmaringen. E bine, Carol I s-a consultat cu tatăl lui mereu și la, e urmat, la nu este explicabil de ce, așa era forma, ca și de retina gamensilor. Carol Anton era un principe german al vremurilor lui, care înțelegea evoluția lucrurilor, vroia modernizarea Germaniei și vroia unitatea germană, care s-a și realizat, el a renunțat la drepturile lui suverane, a primit titlul din bineînțeles de Alteță Regală, din partea împăratului și a continuat să fie prim-ministru al Rusiei. A fost predecesorul imediat al lui Bismarck, un cancelar cunoscut al tuturor și care a încurajat venirea lui Carol I pe tronul român. Este o întrebare care se pune. De ce un prinț străin? Și se insistă uneori pe ideea aceasta, că trebuie între ani neapărat să fie un străin. De ce se vine neapărat un străin? Din încura străinătatea? Nu. Străinătatea s-a opus, a fost contravenirii unui principe străin. Pentru că asta însemna o injecție de energie și de demnitate și de autoritate în lumea europeană. Și au fost puteri care erau strict opuse. În Rusia e una dintre ele. Care se opunea categoriile. Aceasta a fost cererea Partidei Naționale din principal. Și Partida Națională a Moldovei, în frunte cu Mihail Cogălnicianu, care s-a rostit în această privință, a spus că noi dorim și divanurile ad hoc în Războiul Crimeei au decis, în unanimitate aproape, că vor principe creștini dintr-o casă europeană alta decât a Habsburgilor sau a Romanovilor, care puteau să vrea să domine spațiul,
că vor autonomie, că țările române erau închinate turcilor, că vor regim reprezentativ, roda unor alege libere, sigur, cinzitare, după stilul vremii, după limitele vremii. Și că, în același timp, doresc Constituție, regim constituțional. Carol I e cel căruia îi se datorează prima Constituție adevărată a României. Pe vremea lui Cuza a fost statutul, elaborat de Convenția de la Paris, de după războiul Crimeei, și apoi a fost statutul lui Cuza, care era un statut de dictatură. De dictatură justificată prin nevoia de a face reforme, dar care, după exemplu italian, de monarhiile autoritare, trebuia să facă, trebuie să dea principiile putere extraordinar de mare. Senatul era numit, nu era ales în marea lui majoritate, numit de principi. Erau oameni pe care îi desemna. Și așa a putut să facă reforma agrară și secularizarea. Numai, de ce Carlo când a venit, s-a adoptat ca model Constituția Belgiei. Belgia, capitala Bruxelles, și ales capitala Europei. România a avut Constituția Belgiei. Asta se uită foarte adesea. A avut-o, deci, la unei țări care este în inima Europei. Să uite și în țară la noi și să uite și pe felul care ne purtăm să vedem să uite. Să uite și peste portale. Nu de lucrul ăsta. Era absolut, era mult prea liberală și mult prea democrată. Și asta a dus la complicații pe care nu e timpul să le analizăm acum, pe care l-au făcut pe regele Carol I la un moment dat, spune că el a pic. E gata să abdică, pentru că nu poate să descurce această țară. Este imposibil. Se scumea, când a fost ocupată Oltenia de austrieci, au renunțat să facă recensământ, că era imposibil să facă recensământul bunurilor, adventelor, pentru noi nu se putea, era imagine totală. Nu era indisciplină. Și austriecii erau exasperați. Eu nu care venea crescut într-un anumit spirit de disciplină, nu se putea adapta. Acum, sigur, aici erau lucruri și mai grave care se întâmplase și care au fost până la încercarea de a proclama celebra Republică de la Ploiești, pe fondul războiului franco-prusac, nu mai întâmplăm. Ori, atunci, Catargiva rostit celebra frază, ai asta, nu se poate mai sta, adică să pleci, ai venit, stai până ai promis. Aia asta nu se poate. Mai este. O mai striga și alții, că rămâi aici, că nu se poate. Dar nu avea aceeași forță și era altă conjunctură. Ăsta era strigătul. Și atunci, și mai îmi faci. Rămâi aici, că e nevoie de timp. Dar, sigur că trebuie să fie într-un dintre condiții. Atunci erau. Și a rămas. Carol I. Și a venit după o suită de guverne care se făceau ca în Italia anilor 50, să scădeau unul după altul, pentru că era prea multă democrație constituțională, a venit guvernul conservator care a stat 7 ani al lui Catargiva. Și lucrurile au început să intre în ordine. Urmă a venit guvernul național liberal al lui Obregianu și acela a stat 12 ani. Asta a fost puterea. Și atunci, sub Carol I, prin colaborare, repet, între clasa politică românească, care aspira la asta, și trebuia un om care să realizeze aspirațiile ei, pentru că era o clasă politică formată la școala Europei, nu era formată din turcomane, era mai supusă, și vrea să scape, vrea să iasă de sub acest capac turcesc și să intre din nou, să revină în Europa. Ei, atunci, oamenii aceștia au făcut, sprijiniți de lege și de conduși de lege, au făcut așa mare reformă, să spunem, care a dus la, numai la București atât, aminte, s-a construit Palatul Cercului, Palatul Justiției, s-a construit poșta, s-a construit Palatul Legal și s-a făcut controgenii. Pentru că atunci când a intrat în București, regele Carol s-a întrebat ce e casa aia, a spus Majestatea aceasta este palat. Și strada care era Bogoșoaie, în față era o baltă unde se scăldea un porc. Și atunci a zis că vreau un spațiu mai sau.
salubru și s-a retras la Mănăstirea Cotroceni. Și a transformat Mănăstirea Cotroceni în palat. În castel. Și a stat acolo ca pe un vreme, după aia la sine. Dar sigur că s-a făcut și palat. Deci astea sunt credințe nevizibile. Dar în afară de asta, cine de Banca Națională care s-a construit? E sistemul bancar românesc. A început să funcționeze creditul. A început să crească industria. Și a fost de curând, anul trecut, adică cu prilejul 900 de ani de la sfârșitul regelui Carol, 914, o ceremonie la Academia Română, în care, spre satisfacția generală, au venit reprezentanții cam mai tuturor partidelor. Și, de asemenea, tuturor instituțiilor și ministerilor importante, și-au prezentat diversele aspecte ale vieții publice și ale vieții naționale de vremea regelui Carol I. Și-au arătat ce progrese uriașe s-au înregistrat atunci. La, către sfârșitul domniei lui Carol I, la Marsilia nu se spărgea prețul grâului, cum se spune, adică nu se fixa prețul grâului, decât după ce venea grâul românesc. România dicta felul ăsta grâul. Sigur că sacrificiile au fost mari și toată lumea, mai ales acum, vremea de urmă, să insistă spre surprinderea mea unor chiar foarte nedrept în textele care se publică și în Occident, asupra condiției țărănimii și a eșecului. Că spunea lui Carol din privința asta, eu nu cred că el se poate vorbi un eșec de al lui personal. Împotrivă, el a avut o anumită politică, dar sigur că au fost situații care l-au depășit, i-au depășit mijloacele constituționale la care țineam aminte că l-au orice și n-a putut să facă. Caragiale îl invita, eu în lucru, Caragiale, îl invita în direct să instaureze un regim cu autoritate absolută. După modelul Cuza, care n-a fost urmat, pe Carol al II. Carol al II l-a invitat pe Alexandru Cuza, spui de atunci când a dat așa numita Constituție care a instaurat regimul zis de dictatură regală, sporită autoritate monarhie. Deci, legele care l-a ținut să fie constituțional întotdeauna și a mers până la Consiliul de Coroană de 1914, când se discuta dacă România intră sau nu, prin executarea tratatelor în război alături de puterile centrale, de Austro-Ungaria de Germania, sau dacă intră alături de Antantă. În general, în majoritate absolută, consilierii au spus că trebuie să păstrăm neutralitatea. La fel ca și Italia, care era în aceea. Și regele care a spus greșiți, dar sunt un rege constituțional și mă înclin în fața deciziei dumneavoastră. L-a rugat pe Bretean să elaboreze convenția cu Rusia. Deci ne-a jucat cu cărțile pe față. Orice s-ar fi spus, orice s-ar fi ca suferit, că boala i s-a agravat de inimă, că poate i-a grăbit moartea, e foarte posibil. Asta era convingerea lui, nu pentru că era german, ci pentru că era un rege al României conștient de datoria lui. Poate că avea un simț al datoriei nemțesc. Asta cred. Era pentru scan. Și o legea morală în mine și cerul stelă deasupra mea. Asta cred că îl însuflețea din tradiția în care crescuse cultural. Dar nu că era atașat de fi special. În fapt, participase la un război, se distensese împotriva Austriei. Trebuise să, când a venit, să ascundă faptul că el este el, ca să nu-l opresc austriei, și mai departe. Nu era moment de sentimentele. Și urmașul lui, încă și mai mult, a dovedit acest lucru. Nu sentimentul de germanism, este filogermanitatea, i-a dictat atitudinea în acest război. Ci credința care primele luni de război a confirmat tot de fapt că Rusia va pierde războiul. Și fără catastrofa de Rusia, cine că s-a întâmplat? Fără revoluție, fără destrămarea mare care a urmat și celelalte. Sigur că toate lucrurile astea, istoria ipotetică, istoria contrafactuală, ne poate lămuri. S-a început în direcția asta. Nu e adevărat nici că societatea românească era împărțită între filo-germani și filo
francezi. Nu era vorba de asta, era vorba și de atente, că erau majoritatea, aveau și șocul și studii germane, unii, mulți dintre ei, și studii în Franța. Era mai arestul ei, să fie mai caracterizit. Aveau păreri politice, fărere, aveau convingeri. Știau că tânăr, judecau și argumentau discursurile din Parlamentul României. Cine citește colecția de discurs al totul mai ales, dar noi ținea Parlamentului Britanic. Absolut, fără nicio diferență. La orice Parlament european erau de un mare nivel. Nu se întâmpla ceea ce vedem uneori că se întâmplă. De un nivel, ceva așa de la de necrezut. Cum se poate decădea într-o istorie de 100 de ani? Ori oamenii ăștia aveau convinții, erau părerile, apărau până în ultimul moment și s-a mers foarte departe cu acest sentiment al datorilor. Îți mergeam, dau un exemplu care a fost considerat un scandal. Generalul Crăinicianu, fiul generalului Crăinicianu, pe front a dezertat, a trecut în Germania. A fost condamnat la moarte și în completul de judecat a fost generalul tatăl, care a votat pentru executarea fiului lui. Oamenii credeau în ce făceau. Că era, putea să fie tragic, putea să fie excesiv, nu se poate. Acesta a fost Carol I, un om care s-a devotat acestei țări. Și acum se zice tot. Nu mai vorbesc de opera culturală. Exemplul pe care îl vedem și astăzi cu statuia în față Biblioteca Universitară și primul ei director, Țigăraș-a Murcaș, povestea că s-a întâmplat ca să se fure câte o carte și regele care era fericit când i s-a dat această veste și stea, dacă românii au ajuns să fure cărți, e un semn foarte bun și dădea de caseta personală bani ca să se cumpere alte cărți, să-și locă ăla care se fie cumpărate și fix oamenii cu ei. Deci e, asta și multe alte lucruri pe care îi frână cu regina Carmenzioară. Eu mă voi opri aici. I-a fost un factor de stabilitate, un factor de continuitate, alt aspect care nu e destul cercetat. Nicolae Ion l-a pus în lumină, continuitatea dintre ce a făcut Alexandru Ioan Cuza, care este adeseori opus de unii, unul de Cuza. Iar a spus și eu am votat pentru prințul străin. Deci, mă retrag liniștit. Și comportamentul liderului care l-a și în față de vădura lui. Deci, a continuat însă opera lui Cuza. A fost preocupat de reforma agrară. A fost, iar domeniile coroanele erau, aveau numai usufructul lor, care îi s-au dat de la vădurile. Era un model de exploatare agrară. Numai pe Moșelul Petre Carp să mă vedea, unde nu s-a mișcat un țăran la Revoluția de 1907. Deci erau exploatări de oameni preocupați de soarta celor care munceau acolo. Și la regele Carol s-a ieșit acum o carte, spus de domnul Măica și un student al nostru, fost student al nostru, Ioan Petrescu, mirabilă despre cum erau organizate domeniile coroane și ce reprezentau ele pentru educația gospodărilor, gospodarilor țarului. Și în sfârșit, un lucru despre care am mai vorbit chiar aici, e testamentul regelui Carol I, pe care nimeni nu-l citește, pe care ar trebui publicat în întregime ca să se vadă ce însemnează testamentul lui Ion. Pe cât de chipzuit de sofătit și de grijuliu cu averea lui și cu ce se întâmplă cu el după moartea lui. Cu grijă pentru toate bisericile, pentru cea ortodoxă, în primul rând, cea catolică, era catolică. Pentru cea catolică, pentru cea protestantă, pentru sinagogă, pentru a dat la toți fonduri, pentru asașezămintele universitare, pentru soldați, pentru ostași, pentru ofițeri, pentru fetele de ofițeri, pentru înzestrarea lor și așa mai departe. Deci un exemplu de generozitate eficientă, gândită, foarte bine. Doamna Alțimea m-a făcut această carte care ne dezvoltă partea, să spunem, umană și personală a regelui, relația lui cu regina Carmenzica. Dar nu a fost o zonă senină, foarte senină. A fost criza aproape în menaj, care a fost provocată de dragostea regelui
prințului Ferdinand Elena Văcărescu, cea mai iubită, să spunem, dintre doamnele de onoare ale domnișoarei de onoare ale reginei Carmen Stiva, care a sprijinit ideea căsătoriei prințului cu această doamnă Văcărescu. Ori acum era un focar în jurul Elenei Văcărescu, la ambiții, din partea boierii românești, imediat grupate pe tabere, ca să pună sub ascultare coroana. Și sigur că regele Carol, care de a fost de acord, dar și o plantare bună în solul românesc, al familiei, o naturalizare firească, era și el de acest și-a revizit părerea, asta a dus la o îndepărtare, adică o plecare din țara reginei Carmen Stiva, adică în 2 ani tot plecă la noi. Păi, totul să ne era o stare de anxietate pe care, de care regele se ocupă și în corespondența lui se lucruri tulburătoare, dar dreptul și mișcătoare. Deci interesul regelui Carol pentru soarta și sănătatea soției lui, pentru că se ducea în vită și mai departe. Era un soț foarte cuvinte, grijuliu și tandru, chiar dacă era un om sever și respectat și chiar temut pentru autoritatea de care dispunea. E o carte cu care doamna Zimmermann se înscrie în rândul celor care apără amintirea monarhiei și a regelui Carol și într-un moment când vă spun, constat cu durere că în foarte multe locuri, acum recent am constatat, foarte multe locuri, lucrurile se reia iarăși polemica cu umbra regelui Carol I și se rostesc chiar lucruri total neadevărate. Și nu numai la noi, din străinătate vorbim. Ori, doamna Zimmermann face un mare lucru, o faptă importantă, punând lucrurile la punct, o faptă de istorie adevărat și e foarte bine, zic, mulțumim pentru, și pentru lucrul ăsta și pentru tot ce am făcut în vederea cunoașterii operei și personalității reginei Carmen Stiva. Da, mulțumim. Vreau să închei numai o singură, am citat de majestatea sa regele Mihai, care atunci, la un moment dat, a invitat pe cei care își declarase adeziunea pentru revenirea sa la înfruntea țării, când nu s-a făcut referendum atunci când trebuia să facă mai întâi, întrebând să te de acord cu ce a făcut Gheorghe Iudeș, și cu că asta ar fi întrebarea și grosa sau nu sunteți de acord? Nu, dacă vreți monarhie sau nu, nu sunteți de acord cu ce s-a întâmplat atunci și cu tot sensul istoric al acelei fapte. Deci, a invitat și a făcut o declarație și pentru altele a început așa. Europa a făcut-o gentilomii și creștini. Voi românii sunteți numărați în rândurile voastre gentilomi și sunteți creștini. Deci sunteți europeni. Aceasta a fost declarația de încredere în acest popor. Și toți rândii au avut aceste dinastii întemeiate de Carol I. Eu mă bucur să... Dar să spunem tot adevărul, aflu că miercuri, care a trecut, s-a votat în Parlamentul României calificarea zilei de 10 mai ca zi sărbătoare națională, să fie trecută în rândul sărbătorilor naționale. Sigur că era ziua națională, asta e. Dar, măcar atât, este o sărbătoare națională recunoscută ca atare și un pas important, care sigur va fi urmat să stăm și de alții pentru înțelegerea lucrurilor și prețuirea lor așa cum se cuțin. Vă mulțumesc pentru atenție, mă scuz eu foarte mult. Cu armonie și zâmbetul de buze, noțiuni de cultură, de istorie, de literatură, de să ne ducă într-un secol mult iubit, secolul 19, care rămâne încă neexploatat, cu toate că este, să zic, răscolit de cercetători și tot mai are resurse. Marius Bondea, te rog să vii să ne dai o armonie în plus, un ton frumos pentru cuvântul doamnei Zimmermann, care ne va vorbi și despre
centru de cercetare, câteva vorbe și despre munca dânsei de alcătuirea volumului. Ce ne vei gânda? Ludwig van Beethoven, sonata 853, poate încât după așa. Thank you.
cercetător adevărat, aș spune un filolog desăvârșit, pentru că această cercetare este în, să zic, în vederea punei umorul și numai cine n-a făcut o carte, nu știe ce înseamnă să știi să renunți la ce este parazitară, poate, nu? Germanistă, de fapt. Doamna? De doctor Silvia Nacima. Prezint din perspectiva de scriitoare a reginei Elisabeta, portretul regelui Carol I, atât prin opera ei, prin opera ei, dar și printr-o selecție de fotografii primite de regina Elisabeta, o idee noimită, pe care explica pe marginea fotografiilor ce se vedea în fotografie și cu multă mândria arăta realizările din România ale Augustului ei soț. Voi începe cu o introducere despre opera literară a reginei și despre tendința politică prodinastică din textele ei, din anumite texte ale ei literare, iar apoi voi vedea câteva exemple și de fotografii. Nu știu, mă auziți de nu prea. Dar îmi trebuie și o mână pentru... Prima regina României, Elisabeta, e cunoscută astăzi mai degrabă ca poetă și promotoarea artelor sub numele artistic Carmen Silva. Mai puțin cunoscut este însă aspectul politic și prognostic al literaturii publicate de Carmen Silva, care în trecut nu a fost luată în seamă și nici analizat în detaliu. În literatura secundară se spune în general că regele Carol I al României nu i-ar fi îngăduit soției sale să se amestece în problemele politice și că ea însăși ar fi disprețuit politica având o atitudine rezervată și afirmând că rolul femeii ar fi doar acela de ecou al bărbatului. Citez: în politică, femeia nu trebuie să fie decât ecoul soțului ei, închei citatul, așa o afirmație a reginei. Surprinzător este însă faptul că găsim în opera reginei, pe care începând cu anul 1880 o publică sub numele Carmen Silva, numeroase trimiteri la rege și la realizările și meritele sale ca suveran al României. Prin urmare, regina și a propria afirmație aceea de a fi doar un ecou al soțului ei, cu mult mai serios decât am putea crede la prima vedere. Repetatele menționări ale regelui Carol I în opera literară a reginei se citesc deopotrivă ca un elogiu al suveranului și o idealizare a Augustului soț. Chiar și atunci când regina ne împărtășește concepțiile ei personale despre țară, despre popor și despre unele evenimente politice, îndeosebi războiul de independență din 1877-78, se simte influența regelui Carol I. Iar atunci când regina menționează explicit faptul că îl citează pe rege, rolul său de crainic neoficial al regelui capătă o importanță deosebită și o conotație politică, astfel încât putem spune că intenția reginei este ca literatura pe care o scrie să fie percepută în strânsă legătură cu ideile suveranului și în serviciul regatului României. Prin urmare, în scrierile semnate de Carmen Silva, nu vor întâmpina nicio tonalitate critică, ci vom remarca mai ales faptul că regina admira în mod deosebit realizările regelui, faptul că îi elogia personalitatea, că îi înțelegea grijile, fiind conștientă de simțul datoriei de care dădea dovadă suveranul, faptul că se bucura de respectul câștigat de rege atât în țară cât și peste hotare. De asemenea, și în textele care vorbesc la modul general despre suveran, în special în aforisme, regăsim o imagine idealizată a meseriei de rege care arată că pentru Carmen Silva, regele Carol I reprezintă un model.
La rândul său, regele a profitat de succesul literar al soției sale în străinătate, îndeosebi în Germania, dar fiindcă interesul pe care îl stârnea regina poetă îndrepta atenția spre noul regat al României și implicit spre realizările suveranului. Privind mai îndeaproape tendința prodinastică și pasajele elogioase la adresa regelui în opera lui Carmen Silva, imaginea regelui Carol I al României poate fi grupată în patru categorii. Gloriosul domnitor, mai întâi, apoi antreprenorul constructor și mecena, regele înțelept și opera vieții sale și partenerul de viață. Exemplele pe care le-am ales din opera lui Carmen Silva despre imaginea regelui Carol I includ doar scrierile sale literare publicate, din care se adresează publicului larg de cititori, iar pentru ediția română a volumului, a apărut recent la editura Curtea Veche, în colecția Cărți Regale, am ales textele traduse în românește după originalul german, care au fost publicate în epocă în România, sub formă de carte, precum și ca articole în ziare, astfel încât am putea spune că au avut o răspândire relativ largă la acea vreme. Unele texte care au apărut în Germania și nu au fost traduse până acum sunt astfel traduse pentru prima oară în acest volum. Iar pentru cei interesați de textele originale germane, ele se găsesc în ediția germană a acestui volum, care a apărut anul trecut în Germania, la editura Ibidem, în colecția Centrului de Cercetare Carmen Silva, al Arhivei Princiare de Pit, și este chiar primul volum al acestei colecții. După cum am spus, ediția românească conține și o selecție de fotografii personale și oficiale, precum și câteva fotografii din albumele despre Castelul Peleș și Palatul Regal din București, aparținând fondului Carmen Silva al Arhivei Princiare de Pit. Aceste fotografii sunt deosebite pentru că au fost dedicate de regina Elisabeta familiei ei și prin acestea scotea în evidență realizările soțului ei în noua lor patrie. Multe dintre aceste fotografii conțin explicații holografe ale reginei pentru familia sa, ceea ce dă o notă personală și inedită materialului fotografic, care de altfel există și în alte arhive și biblioteci sau colecții particulare din România și Germania. Sub fotografia pe care o vedem din arhiva de vis, este holograful reginei cu poezia dedicată regelui la aniversarea de 70 de ani, în 20 aprilie 1909. Regina dăruise regelui un potier de creștar cu o broderie de margaritare și un poem în limba germană de Kelch de Wachen Werk Kristall, în traducere românească intitulat Potirul vieții, pe care voi citi acum. Potirul era de cleștar și tu l-ai sorbit suflet mare, schimbând picăturile pline de amar în rouă de măgăritare. În vărul acesta, țesutul i-am eu, pe toate cu grijă, de teamă să nu pierd vreunul, căci chiar Dumnezeu în cer mi le dă de seamă. Art picurii vieții atâta de clari, ca pietrele rari scânteiază, dar picurii, cât au fost ei de amari, n-o spune voioasa lor rază. Închei citatul. Fotografia pe care Elisabeta a trimis-o fratelui ei din Oivit este semnată pe verso cu șvestării, surioara, cum se adresa, sau cum semna la sfârșitul scrisorilor către fratele ei, Wilhelm de Vint. În continuare, voi referi despre imaginea gloriosului domnitor în războiul de independență al României. În câteva fotografii din arhiva de video vedem pe Elisabeta Doamna îngrijind răniții în timpul războiului de independență. Aici se vede în partea stângă o fotografie din anul 1877, iar alături este o fotografie a domnitorului Carol Călare, realizată de fotograful curții Franz Dușek, probabil în anul 1870. În opera Regine, războiul de independență este deseori evocat, sunt deosebi în povești, dar și în jurnalul pe Dunăre. Voi reda un pasaj din povestea Stai cine e. Citez. Era noaptea rece, ploioasă și neagră ca păcatul, după lupta sângeroasă de la Crivița.
regele Carol săvârșise minuni de vitejie cu mica sa armată. De trei ori focul iadului a zbălise înapoi de pe răzvanele plecnei, pe lunător și pe dorobanii. Regele sta cu fața lui severă ca cioplită în piatră și cu ochii săi de vulturi în mijlocul câmpului de bătaie, în ploaia de gloanță, și când pentru a treia oară oamenii lui se retrăgeau, pentru că jumătate din ei, tocmai două mii, zăceau la pământ, atunci lacrimile îi năpădirea pe obraj, dar cu glas de tunet strigă el către cei care băteau în retragere. Încotro! Vai, stăpâne, niciunul dintre ai noștri nu mai trăiește, niciunul n-a mai rămas dintre noi toți. Cum niciunul, s-a răstignit regele. Tu ești încă viu și cel de acolo, iată doi, și acolo vine altul, iată trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Întoarceți-vă, trebuie să luați reduta, trebuie, vă zic, înainte, marș! Astfel își strânse el însuși o știre ce șovăia și o duse el însuși înapoi, unde era mai deasă ploaia de gloanțe și reduta fu luată. Acesta, regele, însă nu voia să se întoarcă biruit. El știa numai vechea zicală, pescut sau cu scutul, căci biruită România ar fi încetat de a mai fi. Închei cita. O altă fotografie cu Elisabeta în fața barăcilor de îngrijire a soldaților răniți din anul 1877. Pe marginea de jos, în partea dreaptă, se vede scrisul ei, îngrijitor din barăci și câțiva răniți, în germană, Zentliches Baracken Personalul, einige Verwundete. Zentliches mit zwei L, am ați spus. Scria în stilul vechi cu doi N, Zentliches. Și aici două fotografii cu domnitorul Carol și Elisabeta Doamna, realizate de Franz Tuschek, probabil înainte de război, în anul 1870, dar trimise de Elisabeta familiei ei în timpul războiului cu o dedicație orografă din anul 1877, întoarcerea acasă din război, decembrie 77, în germană, Rufe aus dem Kriege, decembrie 77. În această fotografie a cuplului Carol I și Elisabeta o vedem pe doamna României în postura de scriitoare alături de domnitor. Este o cunoscută fotografie a fotografului curții Franz Mandi din București din anul 1878. Observăm în această fotografie începuturile de scenare a doamnei României Elisabeta ca scriitoare, deocamdată sub diferite pseudonime până la numele Carmen Silva adoptat în 1880. Anul 1878 marchează pe lângă recunoașterea independenței țării și la Congresul de la Berlin, de asemenea începutul Elisabetei de a promova cultura și literatura română în străinătate, prin traducere în germană, dar iar după 1881 și proclamarea Regatului România, de a face lobby pentru țară într-un mod perseverent, atât prin imaginea ei în portul popular țărănesc din România, cu numeroase fotografii, cât și prin opera literară, publicată în deosebi în Germania, dar și în alte țări europene, în traduceri în mai multe limbi, în care prelucrează literar motive și subiecte românești, precum și autobiografice. Pentru anul 1878 trebuie menționat că este meritul Elisabetei de a fi publicat prima traducere în Germania a unei poezii de Mihai Eminescu, și anume în revista Die Gegenwart, Actualitatea. De asemenea, a tradus numeroase poezii din Vasile Alexandrin, Dimitrie Bolivianu și alți poezi contemporani, pe care le-a publicat împreună cu Mite Kremnitz în 1881, într-un volum intitulat Rumenische Dichtung, poezii românești. Vedem în imaginea stângă, de fapt este un colaj din două pagini din revistă, cu în partea stângă sunt două poezii de Alexandri și în partea dreaptă e poezia Melancolie de Mihai Eminescu, tradusă în german și pentru prima dată publicată, deci în Germania, în 1878, sub pseudonimul E. Vediu, anagramă a numelui Elisabeth Lied. În această fotografie vedem cortegiul reginei cu ocazia încoronării în București la 10, respectiv 22 mai 1881, iar aici puțin mărit, în trăsură
vedem pe regina Elisabeta, alături de ea principele Leopold, de Hohenzollern Sigmaringen și fiii săi, Ferdinand și Carol. O altă ipostază a imaginii regelui Carol I, în opera lui Carmen Silva, este cea de antreprenor, constructor și mecenă. Dintre edificiile construite și monumentele arhitectonice renovate în timpul regelui Carol I, regina se oprește în opera ei în mod deosebit asupra trei construcții simbolice pentru timpul domniei lui Carol I. Este vorba de Castelul Peleș, de Biserica Curtea de Arge și de podul peste Dunăre de la Cernavodă, numit și podul Carol. Astfel, regele nu este doar un luptător pentru libertatea țării, ci și un păstrător și promotor al culturii românești. În acest sens, iată un citat din povestea Staicinăieni, în care regele Carol I este pus în legătură cu istoria României și figura simbolică a domnitorului Moldovei Ștefan cel Mare. Citez. Și regele Carol, făcând tocmai ca Ștefan, i-a zidit biserici frumoase în toată țara, de aceea și Dumnezeu i-a stat aievea în ajutor. Închei citatul. În această imagine vedem un document care s-a păstrat la Arhiva de Viz, o foaie comemorativă a Sfințirii Bisericii Curtea de Argeș din 12 octombrie 1886. Sub imaginea bisericii vedem, este cuvântarea regelui Carol I, vedem portretele regale în stânga, iarăși este cuvântarea ministrului culturii, Dimitrie Stursa, iar în dreapta este legenda Sfințirii Bisericii de la Curtea de Argeș, închinată maestăților lor, regelui Carol I și regine Elisabeta de Vasile Alexandrin. Castelul Peleș, ca simbol al dinastiei, este un subiect central și în opera literară a reginei. Poveștile Peleșului au fost concepute și publicate de regina România și Germania cu ocazia inaugurării castelului în 1883. În România, cartea Poveștile Peleșului a fost împărțită în școli ca premiu pentru școlari și din intenția pedagogică și prodinastică a reginei ca prin intermediul literaturii de vas să se creeze un nou sentiment patriotic la copii din școli legat de noua dinastie a României și de regele Carol I. În fotografie este Castelul Peleș din albumul Castel Peleș din 1885, aproximativ data acestui album de dimensiuni mari, o fotografie de Maria Solosi, iar pe marginea fotografiei, jos, este explicația reginei pentru familia ei din Oiviț. Citez, din spre sud-est, jos, probabil că râul vrea să spună, Peleș. Jos, Peleș, scrie doar. Dar, da, este greu de înțeles pentru cei care văd Castelul Peleș să, da, să înțeleagă jos cu râul. În germană sună astfel, von Südosten unten Peleș. Aici vedem în stânga sus pagina de titlu a Poveștilor Peleșului, ediția germană, publicată în 1883, iar în dreapta este foaie de pergament pictată de regina Elisabeta cu ocazia inaugurării Castelului Peleș în 25 septembrie, respectiv 7 octombrie 1883. Fotografia este din acel album, Castel Peleș, iar pe marginea fotografiei documentului, în album se află explicația pe care o vedeți în partea dreaptă, am spus-o, citesc, pictat de mine pentru inaugurare, în german, von mir gemalt zu Einweihung. Albumul Castel Peleș conține în majoritate fotografii cu interiorul castelului, iar albumul din Oiviț are cam jumătate din planșe explicații scrise de regina Elisabeta pentru familia din Oiviț. Nu știu de ce a terminat la jumătate și n-a scris mai departe, probabil că n-a mai avut timp și a expediat albumul. Câteva exemple. Aici vedem, citesc explicațiile Elisabetei, cabinetul lui Carol cu vedere spre bibliotecă, Carls Cabinet in die Bibliothek führend. Antecamera lui Carol, Carls Vorzimmer.
camera de toaletă a lui Karls Paletnicerul. La fel și în albumul cu interioare ale Palatului Regal, în București, regina a adăugat explicații pe marginea fotografiilor de Franz Manly. De exemplu, dormitorul, șlapțimă, camera cu dulapul și cu colțul meu descris dimineața. Schrankzimmer mit meiner Morgenschreibecke. În spate se vede puțin capul reginei la masa ei descris. Chiar în colțul din spate. Vechiul cabinet, iarăși o fotografie în care se vede și regina într-un fotoliu, în mijloc. Dedesubt scrie vechiul cabinet, măsuța de scris, sera, apoi partea dreaptă, prima bombă care a căzut pe pământul nostru, bucăți din bomba care a plesnit lângă Carol, câteva cuvinte indescifrabile, da, în germană, altă spudoar, Schrecklichen, Treibhaus, este bombe die auf unserem Boden fiel, Stücke der Bombe, die in Karl platzte, noch einige, ja, nicht verständliche Worte. Și aici sera, tot din Palatul Regal, Treibhaus, im alten Allee, königlichen Allee. De asemenea, în arhiva din Olvid există mai multe fotografii amintind de drumețiile familiei regale în ultimul ceci, împreună cu oaspeți și cu persoanele de la curte. Ca exemplu, o fotografie de la o vânătoare de urci cu explicație umoristică a reginei pe marginea fotografiei. Citesc, arhiducele Carl Ludwig și arhiducesa Maria Terezia, la dorita vânătoare de urși, unde rugăciunea mea a salvat pe sărmana fiară de împușcătura arhiducesei. Închei citatul. Zu Deutsch, Erzherzog Karl Ludwig und Erzherzogin Maria Theresia auf der Hut wie Bärenjagd, wo mein Gebet das arme Biest vor dem Schuss der Erzherzogin rettet. În continuare mă voi opri asupra imaginii regelui Carol ca partener de viață, din perspectiva literară a reginei, și voi da câteva exemple din fotografiile trimise de regină în familie ei. Prima fotografie de cuplu este una iarăși foarte cunoscută, este cea de Rodotna din Neuwied în 16 octombrie 1869 cu Elisabeta, Carol I, principesa mamă Marie de Wied și fratele Elisabetei, principele Wilhelm de Wied. Este cunoscut că primul cuplu regal, Carol I și Elisabeta, au avut un singur copil, principesa Maria, alintată Iti, născută în 1870 și decedată la vârsta de 3 ani jumate din cauza scarlatinei în 1874. În aceste două fotografii de Franz Dușek îi vedem pe Carol I și Elisabeta împreună cu fica lor. Aici un instantaneu dintr-o drumeție a perechii domnitoare, Carol I și Elisabeta împreună cu fica lor în Munții Bucegi. Probabil 1871, nu știu, fica este chiar mică, dar n-am găsit niciun an pe fotografie. De altfel, pe multe fotografii ori sunt date greșite, ori aproximativ, ori, da, și fiecare te găsesc alt an. Poate ar fi bine, sau este, m-ar bucura foarte mult să apară și monografii despre monografii științifice, despre fotografii curții regale, atunci am putea da, depista în ce an au fost făcute aceste fotografii. Iar aici o fotografie din prima și singura vizită a perechii domnitoare Carol I și Elisabeta împreună cu fica lor la familia din familiile din Neuwied. Aici este un instantaneu din fața Palatului Monrepo, lângă Neuwied, reședința de vară a principesei mame, Maria de Wied, a familiei fratelui Elisabetei, principele Wilhelm de Wied. Principesa Maria României este fetița din centrul imaginii, probabil stă pe o scăriță cât este deasupra tuturor. După moartea fiicei sale, doamna Elisabeta suferă de o grea depresie accentuată și depresiunea psihică permanentă de a dărui țării un moștenitor. Într-unul din aforismele ei, regina scrie despre urmările unei tragedii pentru un cuplu astfel. Citez. După o mare nenorocire, căsnicia se destramă ușor.
Trebuie să fie multă dragoste la mijloc pentru a nu deveni atunci rece și străin. Încheie citatul. Ceea ce i-a ținut mai departe împreună pe rece și pe regină au fost lucrurile care i-a legat de la bun început. Stăpânirea de sine, voința, simțul datoriei, precum și dorința de a construi ceva și de a lăsa o moștenire în urmă, așa cum aflăm și dintr-un eseu al reginei intitulat Cea mai frumoasă zi a anului, în care descriem pentru publicul cititor Crăciunurile cuplului regal Carol I și Elisabeta. Citez. În 1874 sosi prima dintre lugubrele noastre zile de Crăciun, după ce zâna cu echipajul copilăresc ne părăsise pentru vecie. Ne închipuisem că ne va fi cu putință să suferim acest Crăciun, mulțumită deosebire de calendar, spunându-ne că nu este adevărata seară, adevăratul Crăciun de la noi de acasă, dar nu izbutirăm să ne amăcim. Ne hotărârăm să trecem în tăcere ajunul acesta. Lăsai deci pe rege să lucreze și mă așezai la birou în solitar ca să încerc să înșel durerea, dându-i o formă cântată. Scrisei noaptea aceea, una după alta, 5 poeme care sunt inserate în parte în volumul odihna mea. De atunci, Crăciunurile cele posomorâte se urmară. Din pricina acestei groaznice supărări că nu aveam copii, sănătatea mea se nimici. Totuși, așteptam mereu împotriva oricărei speranțe că Dumnezeu o să-mi dăruiască altul. Dar anii treceau și Crăciunurile se perindau tot mai negre. Niciodată nu vorbeam regele și cu mine de această speranță veșnic neîmplinită. O dragoste mare, reciprocă, nu îngăduie, într-o existență așa nemuncitoare ca a noastră, să se vorbească de ceea ce paralizează toate puterile și astfel, ne deprindeam să fim unul lângă altul cu arzătoarea rană pe care nu îndrăznești să o atingi de teamă să nu mori, făcând-o să sângere prea mult. Încheie citatul. Cuplul regal, rămânând în continuare fără copii, a fost desemnat nepotul regelui Carol I, Ferdinand, ca principe moștenitor al României. Aici o fotografie tot cunoscută din anul 1888, îl arată pe regele Carol I, principele Leopold de Hohenzollern, Sigmaringen, principele moștenitor Ferdinand și regina Elisabeta. Este o fotografie de Franz Mandl. Interesant, găsesc în această fotografie că fiecare personaj pare să ofere un anumit gest vorbitor. Regele Carol I se prezintă ca un vizionar privind cu încredere spre viitorul dinastiei. Regina Elisabeta e singura care privește direct în față, dar cu un gest de gânditoare, întoarce spatele parcă scenei, am putea spune chiar că e sceptică. Principele Leopold privind pragmatic asupra documentelor de pe masă, iar singurul care este natural aici este tânărul principe Ferdinand, principele moștenitor al României, de o inocență simpatică de tinerețe. În arhiva de vid s-au păstrat și câteva fotografii cu perechea princiară moștenitoare, Ferdinand și Maria, și ale copiilor acestora. Îndeoseb fotografii cu principele Carol, născut în 1893, principesa Elisabeta sau Lisabeta, cum o numește regina Elisabeta, aceasta e născută în 1894, de fel și câteva cu principesa Maria, alintată Mignon, născut în 1900, și principele Nicolae, numit Nichi, născut în 1903. Trebuie precizat însă că nu s-au păstrat toate fotografiile trimise de Elisabeta, membrilor familiei ei, datorită faptului că multe au fost strânse prea târziu, sau mult prea târziu, din castelul Montrepos, de lângă Norvit, care a stat câțiva ani închis, dar părăsit, nelocuit, și se pare că unele lucruri au dispărut de acolo, pentru că se regăsesc astăzi în aucțiuni ale anticariatelor, la prețuri exorbitante, dar se știe în familie că nu au fost niciodată nici vândute, nici exteriorizate, nici dăruite. Asta este. În continuare, câteva fotografii cu perechea moștenitoare, Maria și Ferdinand și copiii lor. Aici, în două portrete fotografice ale principesei Maria și principelui Ferdinand din 1893.
Aici principele moștenitor Carol, viitorul rege Carol al II-lea în România, născut în octombrie 1893, o fotografie drăguță cu un câine, realizată de Franz Mandi din București în, în anul 1994. Aici trei fotografii cabineți de Alfred Brandt, probabil din 1904, după vârsta copiilor, principele Carol și principesele Elisabeta și Maria, copiii perechii moștenitoare Ferdinand și ai principesei Maria. Interesantă găsesc dacă se văd aceste uniforme marinari care erau foarte la modă atunci, pe la 1900, iar fotografia a treia o știu și din copilărie, că aproape toți dintre noi care avem fotografii de copilărie am avut și așa în, în hăinuțe scurte și cu grăsimile de copil. Da, foarte drăguță o fotografie a Mariei, viitoarea regina Iugoslaviei. Iar în final, două fotografii tot cunoscute, dar dragi mie, pentru că îmi place cum se uită Elisabeta către regele Carol și în a doua, din dreapta, iarăși îmi place că se văd că se țin de mână, ceea ce nu este chiar o fotografie oficială și totuși o pare a fi adresată unui public larg. Regele Carol I și regina Elisabeta, deci în 1909, două fotografii de Franz Mandi. Iar din perspectiva reginei Elisabeta, iată o descriere a firei calme și cumpătate a regelui Carol I. Citez: din acest punct de vedere a negațiunei, ar fi multe de învățat de la rege, care nu s-a gândit niciodată la el însuși și care, prin aceasta chiar, e încă mai mare erou decât l-a făcut izbânda de la Plefna. Pentru soția sa și pentru cei din prejur, e un erou prin aplegație absolută și prin impersonalitate. Dânsul nu cunoaște ura pentru că nu atribuie nimic persoanei sale. Dacă se scrie în contra lui, el zice liniștit, aceasta provine din situațiunea mea. Dacă aș fi un simplu particular, n-ar găsi de nevoie să fiu calomniat astfel. Într-un timp, când nu îi se respecta nici măcar un fir de păr, veni la mine într-o zi și îmi zise râzând: trebuie să fi făcut vreo greșeală, nu știu însă care, dar sunt sigur că am făcut una, deoarece cu tare ziar m-a lăudat. Dar trebuie să fie cineva tot atât de înțelept și experimentat ca regele pentru a pricepe până la ce punct lauda e cel mai rău lucru. Închei citatul. Și voi încheia cu o frumoasă afirmație despre regele Carol I din memoriile reginei Elisabeta, Colțul penaților mei, volum, de fapt în germană un volum de memorii, dar a apărut și în România prin anii 2003, cred, în două volume, o frumoasă ediție în traducere de Dumitru Hâncu, pe care o recomand cu căldură. Citez: faptul că eu, mioapă fiind, am avut parte de un soț clar văzător, mi-a fost o mare școală. El m-a învățat să văd totul. În definitiv, fiecare om ne este un învățător care ne învață ceva ce n-am știut până atunci. Închei citatul. Vă mulțumesc pe toate. La 145 de la căsătoria lor, un cuplu rarisim, aș putea spune, un exemplu pentru moralitatea acestui cuplu și acestei case regale, pur și simplu am împlinit anul trecut în toamnă și 100 de ani de la plecarea în cealaltă lume. Doamna doctor Silvia Irina Zimmermann ne-a dedicat, cum ar spune, nu? Cineva ne-a dedicat cu mare sentiment și știință de carte această thank you.
Okay.